Suntem la un început de an agricol, o nouă campanie. Ce ne așteptăm și ce se vede în piață? Astăzi, 18 de ziua celor de la un farm de 18 ani, a plouat. Sunt ceva speranțe, cum o vedeți dumneavoastră? Da, speranțe sunt pentru că deja vedem că toate ploile care ne-au ocolit în timpul verii, din păcate, au venit cam mult în anumite zone, dar au venit. Și asta înseamnă că pentru culturile de toamnă avem oportunitatea să înființăm aceste culturi, ceea ce vă spun, în ultimii 5 ani am avut provocări inclusiv din punctul ăsta de vedere. Fermierii o să aibă posibilitatea să reia un nou ciclu agricol, deci asta este speranța pe care o avem cu toții. Să sperăm că vremea mai departe, până la recoltare, va permite fermierilor să și recolteze. Și de asemenea să sperăm că prețurile produselor agricole vor mai crește față de ceea ce avem astăzi, pentru că într-adevăr avem o grămadă de provocări la nivel de fermă. Ele sunt așa. Odată, suprafața noastră din ferme este mai mică, cu aproape 10%, și asta din ianuarie 2023, când a intrat în vigoare noua politică agricolă. Producția agricolă este afectată de schimbările climatice și vedem povestea asta, deci avem și o producție mai mică, avem și prețuri mai mici și toate lucrurile cu mic, mic, mic Toate s-au adunat. s-au adunat. Dar cum îmi spunea cineva, domnule, dacă ești jos, tot timpul să te gândești că e și Există loc de loc. creștere. Este și loc de creștere și poți să te duci și în sus și lucrurile să îndrepte. Așa este, fermierii au fost și am spus de multe ori în emisiunea noastră, fermierii sunt într-o mare dificultate. Sunt foarte mulți care, să zic așa, au ajuns la fundul sacului, așa cum și cu rezerva de apă din sol a ajuns la final. Aveam nevoie clar de ploi. Suntem într-un moment în care, iată, se discută despre o ordonanță, face bine fermierului român ca să ne gândim prima oară la ei și ce se întâmplă din punct de vedere al distribuției și al economiei din România. Eu am mai povestit și cu această ordonanță și fără această ordonanță, la un moment dat, nu toți fermierii vor avea de unde să plătească efectiv datoriile. O situație dată de schimbările climatice, iar noi trebuie să găsim soluții care să ajute efectiv fermierii. Soluțiile nu cred că sunt a nu-ți plăti distribuitorul. Distribuitorul este în aceeași barcă cu fermierul. Distribuitorul de inputuri este cel care finanțează această piață agricolă. Și încă o dată, nu o să fiu avocatul distribuției, nu se va închide lanțul la distribuție. Mai departe, de fapt, vom pune în pericol anul agricol viitor. Aici trebuie să gândim cu toții, pentru că ne achitând către furnizori, cu siguranță nu vom mai primi credit și nu vom mai primi produse cu credit. Se va schimba modul de lucru, probabil se va livra marfă cu plată imediată, ceea ce nu cred că este un avantajul fermierilor astăzi în Niciun fermier România. n-are astăzi Din cash. contră, deci poate pe termen scurt, cum să spun, amânarea asta la plată care se dorește prin această ordonanță, poate pe termen scurt ea aduce o gură de oxigen. Dar pe termen mediu și termen lung, nu vorbim de această gură de oxigen. Sunt multe implicațiile. Este, de fapt, o amânare. Gândiți-vă că în ianuarie 26, când ai de plătit, ce faci? Din ce vei plăti? Deci, părerea mea este că distribuția a găsit tot timpul soluții de la caz la caz. Cunoaștem clienții, știm, cum să Aveți spun eu. istoric cu ei. Dar, dincolo de istoric, vreau să vă spun așa. Fermierii care au, cum să spun eu, un management sănătos, nu s-au mai îndatorat foarte mult. Nu toți, e drept. N-a ajutat vremea, n-au ajutat prețurile produselor agricole. Da, e o situație dificilă, dar eu cred că tot prin dialog și prin o bună comunicare cu partenerii din distribuție. De ce? Pentru că ce povestim noi? Distribuția este un creditor al fermierilor. Și nu e de ieri de astăzi, este de 35 de ani, deci imediat după Revoluție. Asta este modelul de business. Este un model de business în care creditul agricol pe care îl acordăm, creditul către clienți prin livrarea de produse cu plată la termen, este pe un termen destul de lung. Neachitarea lui nu va face decât să blocheze accesul la tehnologie și să pună în pericol sezonul agricol viitor. Eu zic că s-a mai vorbit în piață de foarte multe ori despre oprirea acestui termen foarte târziu de plată a inputurilor.
Se va ajunge oare cu plata cash? Probabil orice distribuitor dacă își nu dorește. Se închide, dacă nu se închide lanțul, mă rog, dacă nu se plătesc datoriile distribuției către furnizori, eu vă spun, deciziile nu se iau aici, în România. Corect. Deci furnizorii noștri sunt firme multinaționale și ei își evaluează și riscul și se duc în piețele unde și câștigă mai bine sau își recuperează banii mai bine. Nu vor mai veni sau nu vor mai... Era România țara cu cel mai lung termen de plată? Este România printre țările cu cel mai lung termen de plată în clipa de față în agricultură, numai în Europa, cred că pe planetă. Cum e situația? Cum se vede de afară? Aici înăuntru sună bine. Dar... De afară se vede bine în momentul de față. Avem un an bun, un început de an bun, comparativ cu ultimii 5 care au fost foarte secetoși. Avem un aport freatic mai ridicat, comparativ cu, să spunem, și cu, inclusiv cu ultimul an. Și avem un potențial de producție bun pentru anul viitor. Sau culturi, să se instaleze o cultură de rapiță foarte bună în această campanie. Și nu numai, și grâu. Este adevărat, în zone a plouat foarte mult, poate că a adus ceva pagube, dar solul avea nevoie de o rezervă foarte mare de apă. Da. Cum vede distribuția situația la ora actuală a fermierilor? O situație un pic delicată, pentru că venim după 3-4 ani de secetă consecutiv și, într-adevăr, producțiile obținute în țara noastră se văd că sunt mai micuțe comparativ cu, să spunem, un 2018, 2019, 2019, an normal. E o situație dificilă, prin care sperăm că vom putea trece. Totuși suntem în piață, să spunem, piața de agribusiness are deja o vechime de 30 de ani. Această piață a trecut prin momente grele, nu este primul de acest fel și cred că vom reuși să trecem și acum. Vorbeam mai devreme cu doamna Gabriela de la Alcedo și spunea că împreună cu fermierii la o masă se pot găsi soluții și că perioada de amânare a termenilor de plată, care și așa era foarte lungă în România, nu este o soluție. Da, susțin ce a spus Gabi. Pot să spun, în cei 30 de ani am mai trecut prin momente grele și împreună cu fermierii tot noi le-am rezolvat. Ne-am pus la masă, am discutat și am găsit soluții în fiecare an ca acele plăți să fie rescadențate, să fie... amânate pentru 5 luni, 6 luni, 7 luni, un an, depinde de la caz la caz, și au fost achitate la timp și am reușit să ducem business-ul mai departe. Această activitate să nu fie întreruptă. Vedeți un viitor, deci, pentru fermele din România și pentru distribuție, corect? Văd și cred în viitorul agriculturii din România și cred cu tărie că ne vom reuși să trecem această perioadă grea. Și mai e ceva. S-a povestit că distribuția execută. Am stat și ne-am uitat un pic în cifre, în cifre. Procentul fermierilor executați în distribuție este undeva la 1%. Procentul fermierilor executați în distribuție este undeva, deci numărul de fermieri executați este 1%. Nu știu de unde a apărut eticheta asta că distribuția este executorul de serviciu, să spun așa. Și să vă mai spun încă o poveste. În momentul când execuți, s-ar putea să nu-ți mai iei banii. Nimeni nu are interesul ăsta. De asta... Tot timpul se încearcă găsirea de soluții, chiar cu amânarea la plată pe o perioadă mai lungă. E drept, trecem printr-o perioadă mult mai grea decât ce am avut în anii precedenți. Și subvențiile sunt mai micuțe, dacă ne uităm, dar am mai spus, producție mai mică, suprafață mai mică. Haide să găsim soluții care să-i ajute real pe fermieri. Haide ajutorul pe care l-a promis guvernul să vină, pentru că și el face parte din a debloca această situație. Hai să ne uităm la ce are nevoie fermierul. Fermierul, eu zic că în clipa de față are nevoie de susținere pentru a se adapta la noile condiții climatice. Ce înseamnă asta? Înseamnă că are nevoie poate de finanțare pentru utilaje noi. Poate are, uite, investiții, tot povestim de investițiile în irigații. Haideți să rezolvăm odată legea arendei, pentru că e foarte important să poți să investești într-o fermă unde știi că ai garantat dreptul de a-ți recupera investiția într-o perioadă mai lungă de timp. Pe o perioadă scurtă nu o să investească nimeni, că nu-și va recupera investiția. Deci sunt lucruri pe care fermierii clar le-au cerut și autoritățile probabil le știu. Aici ar trebui o mai bună comunicare între toate părțile implicate ca să se găsească soluții. Asigurările, iarăși, pot fi o soluție și ele. Există diverse modele în diverse state europene. Putem să ne inspirăm, putem să luăm cei mai buni, putem să adaptăm și trebuie găsite soluții care să fie pe termen lung. Pe termen lung, da.